Creșa numărul 10 din Iași a îngrozit o țară întreagă, asta după ce în spațiul public au apărut înregistrări cu angajatele care îi umileau și îi jigneau pe copiii care abia acum învață să vorbească. Astăzi au avut loc mai multe demiteri la această creșă. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pe fundalul înregistrărilor se aude mai tot timpul hârmălaie sau copii care țipă, dublați uneori de țipetele și mai puternice, însoțite și de invective ale îngrijitoarelor. Discuțiile au fost înregistrate în grupa B de la creșa 10. Gata, uite ce nu faci ca acolo, faci cu tine, porcule. Ești porc, o tigru, cum spune mama ta, porc ești. Comportamentul josnic al infirmierelor a ieșit la iveală după ce părinții unui copil au pus pe haina micuțului un dispozitiv de înregistrare, îngrijorați de modul în care se comporta atunci când urma să fie dus și lăsat în locul numit creșă. Micuțul se agăța de părinți, plângea și nu voia sub nicio formă să rămână în locul groazei. Suspicioși că băiețelul lor ar putea fi abuzat la creșă, părinții copilului au montat un microfon pe haina fiului lor. După ce au ascultat înregistrările, suspiciunile s-au adeverit. La creșă, copilul era jicnit, amenințat, ba chiar și învățat uneori cum să înjure ca un birjar. Miroase tu că ești spălat! Miroase spălat, miroase urât! Ce faci, măta? Te-ai îndrăgostit? Ia spune și tu! Spune! Spune, oala! Măta! Măta, da! Cazul ar putea ajunge la parchet. Familia băiețelului umilit a luat în calcul să facă plângere penală. Micuțul a fost dus la un psiholog care i-a arătat poza uneia dintre îngrijitoare. Bate! A fost reacția copilului când a văzut imaginea. Pe de altă parte, primarul Mihai Chirica a desfăcut astăzi mai multe contracte de muncă. Cele două infirmiere înregistrate au fost demise. La fel s-a întâmplat și cu asistentele și coordonatoarea creșei. Este incalificabil, intolerabil și, sincer să fiu, nu-mi pare rău de faptul că nu o să mai fie colegi ai noștri în perioada următoare. Coordonatoarea de la creșa 10? Da. Nu mai este în funcție pentru că a tolerat și toleranța este la fel de încărcată de vinovăție ca și fapta în sine. Pentru că nu cred că era o situație izvorâtă cu o zi sau două înainte, ci lucrurile acestea se petreceau cu siguranță cu mult înainte de a fi descoperit de acea familie. Faptul că a ajuns la cunoștința opiniei publice este foarte bine și faptul că măsurile au fost radicale, mergând la situația de demitere imediat, este de asemenea foarte bine, pentru că aici nu discutăm despre faptul că nu putem greși. Oricine care muncește greșește. Aici nu este o greșeală. Aici este chiar un act de violență psihică împotriva unor copii. Directorul de la direcția creșe, Mihaela Ghioca, a primit o sancțiune avertisment pentru că, în opinia primarului Mihai Chirica, de la numirea acesteia în funcție, lucrurile au mers într-un trend pozitiv.